Vorbim de mai multe lumi astăzi. În urmă cu 20 de ani nu exista cea de-a treia lume în care noi astăzi trăim. Exista lumea fizică și cea spirituală. Începând cu anii, hai să zic, 90, a început o altă lume, lumea virtuală, care crește, e tot mai dezvoltată. Ori dacă noi, creștinii, nu suntem activi în lumea aceasta, altcineva va avea prim planul. Și cel care va avea prin planul s-ar prea putea să nu dețină și adevărul. De aceea cred că este absolut necesar noi creștinii să fim prezenți activi în cea de-a treia lume, lumea virtuală.